Persoane implicate și dornice să facă o schimbare s-au întrunit într-o conferință care a adus în prim plan una dintre cele mai delicate probleme ale societății noastre, violența domestică, având ca scop inițierea unui proiect ambițios, împreună pentru o familie fericită. Proiectul se va desfășura pe raza județului Iași și are ca principal beneficiar cetățenii județului. Scopul principal al acestui proiect constă în creșterea gradului de informare al cetățenilor din mediul urban și rural de pe raza județului Iași cu privire la formele de manifestare și consecințe ale actelor de violență, modalități de prevenire, precum și modul de intervenție în cazurile de violență domestică, mai ales acolo unde sunt implicați minori, dar și serviciile la care pot apela victimele. Creșterea cazurilor de violență domestică este alarmantă. Numărul faptelor sesizate în județul Iași a crescut cu 31,6% doar în primele 8 luni ale anului 2024. Această temă, violența, odată explicată din mai multe puncte de vedere, de oameni bine pregătiți, care oferă informații concrete despre ceea ce înseamnă impactul la nivel emoțional și în dezvoltarea fiecărui adult, despre violență pe toate planurile, cred că este foarte important și este un proiect care mie personal îmi place foarte mult. Violența domestică ia multe forme, de la abuz fizic la violență cibernetică, aceasta din urmă devenind tot mai frecventă. Multe victime se întorc în aceleași medii toxice, iar controlul psihologic și economic exercitat de agresor este tot mai intens. Ca noutate în materie de violență domestică, avem noțiunea de violență cibernetică, care poate fi definită ca hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, amenințări online, publicarea non-consensuală de informații și conținut grafic intim. Datorită campaniilor făcute împreună cu poliția, femeile conștientizează că nu trebuie să trăiască în continuare alături de agresor, că el trebuie să stea departe de ele și, din păcate, pentru că o parte dintre ele nu au familie care să le susțină, renunță la acel ordin de protecție. Este un aspect cu care noi ne-am întâlnit în campanii și evenimentele la care am participat. Accentul acestei campanii este axat pe tineri, deoarece schimbarea începe cu și de la aceștia. Atunci când tinerii noștri vor învăța care sunt bazele unei relații sănătoase și care ar fi pașii pe care aceștia i-ar putea urma astfel încât să-și rezolve problemele fără a apela la acte sau gesturi de violență, cu siguranță acest fenomen va fi încet, încet diminuat. Să știți că de-a lungul timpului activitățile noastre pe această temă au fost primite foarte bine, chiar de multe ori au fost solicitate. Campania Împreună pentru o familie fericită include activități educative pentru elevi și studenți, menite să promoveze respectul și să reducă agresivitatea. Organizatorii își propun să atingă un public mai larg până în decembrie 2025, schimbând mentalitățile și construind o societate în care violența să nu-și mai găsească locul.